Bună ziua! Stimați colegi, astăzi am decis să prezint raportul Comisiei de Control a Finanțelor Publice pentru anul 2020. Este un raport pe care îl avem obligația de a-l prezenta publicului pentru ca publicul să cântărească și să judece asupra felului în care ne-am exercitat competența și de numele deputaților care formează Comisia de Control a Finanțelor, aș dori să prezint principalele totaluri ale activității de mai bine de un an de zile. După cum bine știți, articolul 27 din regulamentul Parlamentului atribuie Comisiei de Control a Finanțelor Publice competența de a supraveghea activitatea de audit a Curții de Conturi, dar, fără îndoială, o comisie parlamentară nu gestionează activitățile Curții de Conturi și nici nu limitează independența acestei autorități, călăuzindu-se doar de normele și legile existente, respectând standardele internaționale de audit ISAI și INTOSAI. Activată din anul 2019, Comisia de Control a Finanțelor Publice a întreprins o muncă asiduă în vederea creării unui format în care sunt examinate rapoartele de audit prezentate de Curtea de Conturi, sunt invitate autoritățile care sunt auditate, sunt invitați toți actorii care sunt interesați de bună gospodărire și bună gestionare a resurselor și patrimoniului public. În anul 2020, comisia noastră a auditat 45 de rapoarte ale Curții de Conturi, iar prin intermediul acestor rapoarte și, evident, a misiunilor de audit care au fost exercitate, comisia noastră a identificat și a constatat foarte multe nereguli, probleme și carențe sistemice în procesul de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare și patrimoniale ale statului. Din aceste 45 de rapoarte pe care le-am auditat, pot să spun că au fost, în primul rând, 9 ministere, asupra cărora s-au efectuat auditori financiare, cele 9 ministere ale Guvernului, Comisia Electorală Centrală, Mort Silva, Agenția Națională de Integritate și, în afară de rapoartele financiare prezentate Comisiei de Profil, Comisiei noastre, au fost de asemenea auditate rapoartele de conformitate sau auditul de conformitate pe 11 instituții, inclusiv Oficiul Național al Viței și Vinului. A fost de asemenea proiectul 2KR, alegerile din 2019, Fondul Național pentru Dezvoltare, dar și proiectele de rezonanță sau dosarele de rezonanță, mai bine zis, Air Moldova, Aeroportul Internațional Chișinău, CTC Tutun și Gărăștațele Auto. A treia formă de audit pe care am examinat-o a fost auditul de performanță și am avut 8 rapoarte de performanță, în principiu pe FNDR, Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, Apele Moldovei, Direcția Linii de Credit, Managementul Datorii de Stat, Gestionarea Terenilor Agricole în Proprietate Publică și Programul Hepatită și Tuberculoză. Toate aceste programe au fost auditate de către auditorii publici ai Curții de Conturi și, din punctul nostru de vedere, aceste rapoarte au oferit foarte multe date și înțelegere asupra performanțelor și calității administrării. Din păcate, Comisia de Control a Finanțelor Publice constată neasumarea plenară de către manageri de top a unor ministere și instituții a responsabilităților managerale la afirmare și consolidarea principiilor bune guvernări, continuând să gestioneze destul de ineficient resursele publice. Voi prezenta în cele ce urmează câteva concluzii pe marginea celor 45 de rapoarte ale Curții în anul 2020. Voi porni de la managementul finanțelor publice, pentru că ele se răsfrânge și asupra executării bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale și a fondului de asigurărilor obligatorii pentru asistența medicală pe anul 2019, cu implicații serioase asupra anului 2020. Am observat, în primul rând, voi menționa la acest capitol, un fenomenul de nerespectare a calendarului bugetar la aprobarea
și elaborarea bugetului de stat în anul 2019, ceea ce a creat confuzii și incertitudine pentru instituțiile statului, dar și pentru sectorul corporativ, adică mediul de afaceri. A existat o incoerență asupra elaborării normelor metodologice și a clasificației bugetare referitor la noțiunea distinctă cheltuieli pentru subsidii. Deci, guvernul și în anul 2019 și, după cum ați observat din dezbaterile asupra bugetului în anul 2020, folosește total impropriu și conform, contrar normelor existente, subsidii, cheltuieli pentru subsidii, în loc de a folosi subsidiile doar pentru sectoarele economiei naționale, care primește ajutorul din partea statului. În total, circa 3.894 de milioane de lei, sau 9,7% din aceste cheltuieli executate, au fost executate în contrar împotriva normelor care susține alocarea de subsidii în sectorul public. De asemenea, datorită proastei interacțiuni dintre CNAS și întreprinderea de stat Poșta Moldovei, au existat mii de beneficiari care s-au prezentat repetat la oficiile poștale pentru a recepționa prestațiile în condiții de pandemie, cu datorii de 111 milioane de lei prestații sociale din BAS, care nu au fost alocate la timpul potrivit. Au existat foarte multe cazuri în care serviciile medicale spitalicești au fost achitate din Fondul Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală în condiții de funcționare limitată a instituțiilor spitalicești și a sistemelor informaționale cumpărate, achiziționate, dar care n-au lucrat, n-au fost operaționale. Au fost mai multe înregistrări eronate în rețetele prescrise cetățenilor, circa 662.000 de rețete, pentru care au fost alocate mijloace financiare în sumă de 76 de milioane de lei, dar cu erori importante și mecanice, dar și de altă ordine. Al doilea capitol la care aș dori să mă refer în prezentarea concluziilor pe rapoartele Comisiei de Control ține de auditurile financiare. Vreau să vă spun că din cele 9 ministere ale Guvernului, doar într-un singur caz, Ministerul Finanțelor, a fost o opinie neutră, fără rezerve mari la prezentarea informațiilor din partea acestui minister. În schimb, însă, 7 opinii, adică 7 ministere, au primit rapoarte cu rezerve. În primul rând, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Apărării, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății și Protecției Sociale au avut opinii cu rezerve, ceea ce înseamnă carențe în asigurarea unei contabilități eficiente și a unei contabilități transparente conform normelor. Am avut chiar și o opinie contrară în cazul Ministerului Educației și Culturii. Auditorii au constatat neimplementarea unor recomandări cheie menite să asigure înlăturarea deficiențelor și aceste deficiențe pot fi rezumate la următoarele. Neînregistrarea în evidență contabilă a unor terenuri în valoare de 2,86 miliarde de lei, precum și a unor clădiri în valoare de 5 miliarde de lei, în particular datorită ineficienței acțiunilor întreprinse de Ministerul Apărării, Ministerul Educației și Culturii, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Sănătății și Protecției Sociale, Ministerul Justiției. De asemenea, am observat din rapoartele de audit prezentate Parlamentului o supraevaluare a bunurilor transmise sub formă de participare în capital în valoare de 774 milioane de lei. Calcularea eronată a uzurii mijloacelor fixe în sumă de 1.471 milioane de lei. De asemenea, în mare majoritate a cazurilor, proprietățile și bunurile publice nu sunt înregistrate, nu există drepturi patrimoniale înregistrate asupra acestora, ceea ce pune la bătaie și în mare primejdiu sute de terenuri agricole, sute de terenuri care sunt la balanța acestor instituții ale Guvernului Central. Este vorba de 1.180 de clădiri fără stăpân în acest moment, și aproximativ 970 de hectare de terenuri.
Următorul capitol, al treilea, la care aș vrea să vă atrag atenția, stimați prieteni, este că implementarea sistemului de control și audit intern, o normă introdusă în legislație acum 10 ani în urmă, continuă să treneze, să meargă pe loc, pentru că nu există o clară conștientizare a beneficiilor de pe urma acestui audit intern pentru funcționarea sectorului public și de cele mai multe ori auditul intern, această asistență pentru managementul unor organizații sau autorități, este privită mai degrabă ca o povară impusă și nu ca un pilon a integrității organizaționale. Dacă la nivelul autorităților centrale sistemul de control intermanagerial este parțial interes sau cel puțin există niște persoane angajate să exercite asemenea atribuții, în cea mai mare parte din organizațiile subordonate ministerilor de sectoriale sau agenții de proprietate publică, această formă de păstrare și menținere a integrității sistemului este mai mult decât critică. Misiunile de audit au constatat că în urma reformei în administrație publică centrală, cele mai multe direcții de audit intern au fost simplu reorganizate sau au dispărut cu totul. În medie au câte un specialist sau în cel mai bun caz, doi specialiști la organizații de sute de angajați și, evident, lacunele aferente de control intern managerial are un impact semnificativ asupra felului în care managerii acestor organizații gândesc că ar putea gestiona bunurile publice. Avem mari carențe, punctul 4, la gestionarea patrimoniului public. Cele mai grave probleme pe care le-am identificat pe parcursul anului 2020, dacă îmi permiteți să vă spun, este nu există o practică uniformă de luare la evidență și de gestionare eficientă a patrimoniului public în marea majoritate a instituțiilor statului. Ceea ce conduce în mod evident la înstrăinări ilicite și la pierderea controlului asupra unor bunuri importante pentru stat și pentru cetățenii săi. Nu a fost până în acest moment finalizată delimitarea proprietății publice conform dreptului de proprietate, nu are loc înregistrarea și înscrierea în cadastru a patrimoniului care aparține unor autorități ale statului, ceea ce vorbește nu numai despre lipsa unor resurse alocate în această privință, dar și asupra proastei gospodăriri. Auditurile Curții de Conturi atestă faptul că nu toate autoritățile auditate în acest an și în anul 2019 asigură inventarierea completă a bunurilor pe care le au la balanță și nu dețin nici măcar informații exacte și actualizate despre suprafețele terenurilor și a clădirilor, valoare totală a patrimoniului care le aparține. Deși entitățile publice au doar de câștigat beneficii în urma gestionării eficiente a patrimoniului public administrat, acestea par mai puțin interesate de buna lor guvernare. Impactul iresponsabilității factorilor decizionali sunt exprimate prin neidentificarea, neevaluarea și neînregistrarea acestor bunuri, ceea ce generează, fără îndoială, riscuri de corupție, mituire și sifonare a bunurilor publice. Impactul estimat al abaterilor și neregulilor situațiilor patrimoniale doar pe anul 2019 reprezintă 7,9 miliarde de lei. În ceea ce privește modalitățile de administrare a proprietății publice, în procesul de deetatizare a proprietăților statului au fost identificate multe și un șir larg de carențe. În primul rând, neconformitatea privatizării pachetelor de acțiuni ale statului în lipsa evaluării activilor nete la valoarea de piață. Vă aduceți aminte, acest lucru l-am raportat și atunci când am examinat evaluarea acțiunilor CTC Tutunului. Fapt care a dus la micșorarea mărimii capitalului propriu și a valorii acțiunilor privatizate. Neasigurarea atractivității bunurilor pasibile de privatizare, vă aduceți aminte. Pe cazurile de rezonanță, Agenției de Proprietate Publică și din anul 2013, de când s-a întâmplat concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău, a preferat să posteze niște anunțuri strict în presa locală, nefiind interesată sau fiind incapabilă să asigure o participare corespunzătoare și solidă a celor interesați de a participa la concesionarea sau privatizarea unor bunuri ale statului. Acest lucru a condus la valorizarea
participării și la un rezultat foarte modest a concursurilor, dar probabil mult mai generos pentru cei care au câștigat și și-au însușit anumite bunuri ale statului. Trebuie să remarcăm de asemenea că legislația actuală și practicile care țin de gestionarea parteneriatului public-privat este un mijloc de deetatizare foarte nesigur și destul de fragil în Republica Moldova. Pentru a pune în aplicare cu succes un parteneriat public-privat, este nevoie de o capacitate administrativă considerabilă, care poate fi asigurată prin instituirea unui cadru juridic și instituțional adecvat. Dar de cele mai multe ori, cei care organizează diverse concursuri de atragere a inițiativei private omit exact verificarea și supravegherea capacității celor interesați pe sectorul public de a intra în contracte de executare a unor lucrări sau de concesionare, de a face față misiunilor. Respectiv, adeseori am observat în rapoartele de audit ale Curții de Conturi o abordare strict superficială, poate chiar complice la anumite grupuri care au reușit în ultimii ani de zile să pună stăpânirea asupra unor bunuri de stat. La capitolul asistenței externe, vreau să vă menționez că și acest domeniu a fost subiectul de interes a Comisiei de Control a Finanțelor Publice. Vreau să spun că volumul contribuțiilor financiare externe alocate sub formă de grant și împrumut a fost estimat la 4,3 miliarde de euro. Principalii parteneri externi ai Republicii Moldova sunt în continuare Uniunea Europeană, Banca Mondială, Statele Unite, Banca Europeană pentru Investiții. Asistența a fost acordată de regulă pentru drumuri, sănătate, agricultură, dezvoltarea afacerilor și altele. Republica Moldova primește asistență pentru realizarea unor reforme structurale și economice, dar trebuie să menționăm că datorită derapajelor democratice din ultimii ani de zile, acest lucru s-a răsfrânt fără îndoială și asupra capacității de a primi asistență externă, în special din partea Uniunii Europene, și capacității de a asimila această asistență. Vreau să vă spun că verificările a auditorilor publici ale Curții de Conturi au stabilit că soldurile de mijloace bănești provenite din proiecte finanțate din surse externe au fost într-o bună măsură neutilizate la finele anului 2019, constituind o valoare de 1,150 miliarde de lei, fiind fără îndoială accesibile pentru anul 2020, dar întârziind plățile și, în acest fel, demonstrând o capacitate minoră de a atrage finanțări externe. Și atunci când se întâmplă acest lucru, de obicei partenerii externi devin foarte vigilenți și fie întrerup, fie amână alte finanțări pentru nevoile de dezvoltare ale țării. La capitolul implementarea recomandărilor Curții de Conturi, am observat că, din păcate, gradul de conformitate al autorităților la recomandările Curții de Conturi este în continuare foarte scăzut. Se remarcă o lipsă de interes în remedierea deficiențelor atestate, aspect rezultat tocmai din atitudinea, vreau să accentuez acest lucru, atitudinea conducătorilor unor autorități care se fac a nu înțelege că pe fiecare raport de audit care se întâmplă, este exercitat de către Curtea de Conturi, ei trebuie să se conformeze, pentru că Curtea de Conturi este autoritatea de audit supremă în Republica Moldova și trebuie să existe obligativitate de conformare la normele auditate. Reiterăm că transpunerea efectivă a recomandărilor Curții de Conturi de către entitățile auditate rămâne un proces foarte nevoios și departe de a fi unul asumat și prudent în Republica Moldova. Astfel, pot menționa că din 1.343 de recomandări înaintate, până la momentul actual au fost implementate integral doar 57 de recomandări, parțial 25, în timp ce 1.261 de recomandări au rămas neimplementate de către autoritățile auditate și urmează a fi executate abia pe parcursul anului 2021. Din punctul meu de vedere, acest tablou statistic demonstrează foarte clar că avem mari carențe la capacitatea administrativă de a lua în serios obligațiile funcționale ale unor organizații și că este nevoie de o schimbare fundamentală a sistemului administrativ, inclusiv prin impunerea unor sancțiuni
disciplinare pentru managerii de autorități care să fac surzi la recomandările Curții de Conturi. Acum să vorbim în ultima parte a acestui raport despre provocările și oportunitățile care urmează pe domeniul supravegherii sectorului public. În vederea eradicării deficiențelor despre care am vorbit până în acest moment, în gestionarea fondurilor publice și la îmbunătățirea cadrului legal în domeniul auditului public extern, precum și alte domenii conexe acestuia, Comisia de Control al Finanțelor Publice optează și în continuare pentru consolidarea conlucrării, cooperării cu Curtea de Conturi în calitatea sa de instrument de control parlamentar. Dar, fiind un instrument de control parlamentar, avem și anumite direcții pe care trebuie să le menținem în anii următori. În primul rând, trebuie să continuăm practica de examinare a rapoartelor Curții de Conturi în cadrul Comisiei Parlamentare de Profil și prezentarea rapoartelor în plenumul Parlamentului. Din păcate, această practică este o practică, am impresia, ignorată de către actuala conducere a Parlamentului, pentru că închiderea bruscă a sesiunii parlamentare, începând cu săptămâna trecută, iarăși creează obstacole la îndeplinirea funcțiilor de bază ale unei comisii parlamentare și a normelor prescrise în legea cu privire la Curtea de Conturi. Deci și Parlamentul are obligații, nu doar alte entități față de Parlament. 2. Suntem obligați să procedem la perfecționarea mecanismului de responsabilizare a conducătorilor unor autorități și instituții pentru administrarea neeficientă a bugetului instituției sau a sifonării, adică a pierderii unor proprietăți importante din patrimoniul public, precum și la prevenirea obstrucționării activității auditului public extern. Vreau să vă felicit pe cei care au votat pentru legea 220, care a întărit competențele auditorilor publici, dar vreau să menționez că mai este o lege neadoptată, 221, pentru care, atunci când am pledat pentru creșterea responsabilității acestor manageri de autorități publice care nu își îndeplinesc sarcinile, am văzut o mare rezistență din partea unor funcționari, a unor birocrați și în același timp a unor elite politice care nu își doresc să treacă Rubiconul, să întărească disciplina și să întărească gradul de răspundere a persoanelor cu funcții de demnitate publică pentru calitatea rezultatelor pe care le înregistrează. Este important ca proiectul de lege 221, care a fost adoptat în prima lectură, în luna decembrie, să fie adoptat și în a doua lectură, care ar întări competența și autoritatea Curții de Conturi. Comisia noastră, Comisia de Control al Finanțelor Publice, își dorește să sporească impactul supravegherii parlamentare asupra tuturor autorităților publice, centrale și regionale, astfel încât nimeni să nu se considere mai presus de lege. Este nevoie de a spori acțiunile pentru a depăși vidul legislativ existent în privința asigurării măsurilor și recomandărilor formulate de auditori și este fără îndoială nevoie de a adopta legea cu privire la răspunderea ministerială, înregistrată în Parlament cu numărul 72, dar și de a elimina deficiențele și incoerențele existente în legea cu privire la guvern. În consecință, materializarea reală a îmbunătățirii gestiunii financiare publice, consolidarea mecanismului administrativ și a răspunderii manageriale pentru o gestionare optimă și eficientă a resurselor financiare publice va conduce cu siguranță la utilizarea eficientă a banilor publici în interesul bunăstării generale și va ridica calitatea vieții cetățenilor la standardele de bună guvernare, standardele pe care oricare dintre cetățenii Republicii Moldova le merită pe deplin. Aici închei briefingul și vă mulțumesc pentru atenție. Toți cei care sunt interesați de acest domeniu, sper să mă găsească cu observațiile și concluziile lor, reacțiile lor, pe paginile personale sau paginile instituționale care țin de Comisia de Control Finanțelor Publice Locale. Să aveți sănătate și la mulți ani cu toate sărbătorile care urmează. La revedere!